Încă de la conceperea întrebărilor se punea problema dacă Dani se folosește de anumite strategii bine stabilite. Trebuie să te legi de asta. Eu, singura care cred, eu ți-am zis, întreabă-l ce relație de prietenie a fost între tine și Alex și de acolo te duci. Da. Păi tu l-ai votat. El l-a votat pe Alex 100% să iasă afară din competiție. Pentru că după Diana și după doamna Loredana, eu îl cunosc cel mai bine de aici, pe Dani. Și n-a existat nicio prietenie, nici măcar 1% cu Alex. Ai venit cu un plan de acasă? Singurul plan care a fost făcut de acasă a fost maica mea să mi-a spus să nu mă apropii sub nicio formă de Alex și să evit discuțiile cu Alex. În rest, altceva mi-a spus să stau și cum îmi spune. Atunci, prietenia ta cu Alex nu a fost una sinceră? Da, Vlad, bravo. Deloc. Corect. Ok. N-a fost una sinceră. Chiar așa a fost... Mi-am văzut interes. Pe premiza, țineți prietenul aproape și dușmanul și mai aproape. Exact, adică e mai confortabil să stai liniștiți în pace și liniște cu toți, cum vreau să fac de altfel, decât să stau în scandal. Dani și Diana făceau o scurtă incursiune asupra modului cum au răspuns la anumite întrebări. Da, eu am zis că ce întrebare e asta despre Alex, adică ce dovedește, ce iubire, ce bani, ce dovedește. Noi n-am discutat nimic despre întrebări și astea, că așa dacă avem voie. Și s-a zis, mi-a zis gen Sabrina, că da, dovedea gen că pentru imagine, că ce? Să nu te ceri cu el, să intri în conflicte și să... Asta. Păi și nu poate să însemne și pentru liniștea mea? Păi asta a zis mama ta. Și era acolo păi și m-am și întrebat de strategie și mi-a și spus maica mea. Și maica mea a zis lui Alex, e material, când i-a zis mama lui Alex, că mi-a zis ea mie, că i-a zis lui Alex să facă să stea departe, să stau eu departe de Alex. I-a zis, parcă, nu? Cui să zic? Da, au zis de multe. Am zis pe material, pe live. Am plecat puțin și tot cu brâligături ați rămas, să nu se pare. Păi de-abia acum am început. Singur, te duci în creier. Ce? Pe topogan, așa, pe topogan. Păi ce am făcut de acum? Păi n-am răspuns sincer sau cum, că nu înțeleg. Deci, uite, asta mă enervează și iar ne certăm. Dacă spui ceva, spune. Dacă nu, nu mai spune absolut nimic și ține capul tău. Poate se referă la felul cum te-ai exprimat. Bă, certă-i să nu se supere nimeni de la voturile astea. Adică nu o să bune. Se supere de la voturi, de la comentarii. Stai liniște, că o să se supere toată lumea. Eu, de la comentariile mele se supără. Păi, a votat reacție. Bețele astea, s-a adică, mutat deja urmă, cum toți am avut de votat. Și atunci s-a supărat pe mine, i-am zis că nu prea m-am implicat în ăsta. Acum vă dați înapoi că nu v-ați implicat. Și am zis, pe chiar nu m-am implicat. Ea a fost prima care a zis că nu avem de ce să ne supărăm, că ne-am bătut toți cu mine, că vrem să ieșim pe părțile astea. Cu Alex te-ai contrazis acolo. Nu, nu știu dacă, nu știu dacă avem voie să vorbim. Vorbim online. Dar nu te mai ascund, gândi cu subiect și predica ce crezi și simți, că iar nu ne înțelegem. Mie nu mi s-a părut corect să ai întrebări aliace. Păi nu, ai zis tu că eu pe capul meu așa. A, că ai fost prieten, dar nu erai prieten, dar acolo e un... Păi cum, nu știu, da, m-am exprimat, dar eu recunosc că mă exprim prost. Dar și cum să numesc? Și de-aia n-a zis, cum să numesc? Ce să numesc? Amic. Amic? Nici amic nu e dacă ești așa. Consider amic, dar ai făcut asta, tot aia. Da, amici, poți, nu colegi. Dar eu am spus de nenumărate ori că aici se pun sunt doar eu. Probabil este felul în care se exprimă, nu să știu, te exprima ca lumea. Și automat, orice cuvânt. Ai, și dacă, ce care e problema? De-aia am explicat de-aia de seară, în orice poziție stăm, e singura regretă, dacă îi plec, trasă aici, aia e singura regretă. Și Hatice ce bătea Bampiu, că, bă, care erau alea două fete? Și întrebarea aia ce dovedea? Eu asta am vrut să evidențiez, pentru că Hatice o ținea una și bună, că ea era una dintre fete. Eu de asta m-am zis, dacă vreți adevărul, ăsta e adevărul. Hatice n-a fost niciodată opțiunea ta. Ok, dar problema este și dacă... Lumea mă crede că am mințit, nu mă interesează. Chiar acum, eu chiar am așa un vibe de chiar nu-mi pasă. Eu știu că n-avem nicio problemă, înțelege-te că dacă plecăm diseară, toți trei, sunt cea mai fericită că mă duc acasă, la copilul meu, la casa mea, la soțul meu. Dar dacă tu pleci și eu rămân... O să pleci și tu 100%. Știu. Nu, dar nu plec frumos. Știu. Că n-am cum. Știu. Și am stat 4 luni ca să ce? Dar de ce pleci? Crezi că o să se întâmple pentru ceva? Pentru că nu vreau să mă lași aici. Nu vă lăsăm. Așa crezi că de urât suntem de toată casa? Ne-a votat toată casa? Mm-hmm. Bine, și noi ne beam să ne votăm aseară, sincer. Da, n-aveam pe cine. Noi nu ca vreau. Noi, ne, să ne eliminăm singuri. Nu știam pe cine să votăm și noi ne votăm pe noi.
Deci din 5, unul sigur n-a votat. Noi. Nici pe mine nu m-a lăsat. Mamă, eu cred mult în Dumnezeu. Ce e făcut, e făcut bine de Dumnezeu. Puse, bă, linie puse de El. Știe exact ce trebuie făcut. Nu poate să te destabilizeze niciun om când Dumnezeu zice ceva, așa e. Eu am zis, dacă vor să ne dea șansa să plecăm, dar să plecăm toți trei. Știu, și am zis ok. Nu voi doi. Dar ți-am spus, Dumnezeu le-a așezat și le-a făcut perfect. Știe exact cum e drumul făcut pentru noi. Dar El știe cel mai bine. Orice test, orice prin ce trecem noi acum și ce o să se întâmple, e deja scris și făcut, n-ai cum să întorci. Ce se întâmplă, deja trebuie să, așa se, trebuie să se întâmple. Bă, eu îmi fac soarta! Irina, în schimb, știe că Diana se află în afara pericolului de eliminare. Alții erau țintele. Aveam și noi o șansă. Mă, voi voia să plecați? Mai știam că nu o să plecați voi. Mă gândeam la Mihai și Hatice, dar vezi că... Eu speram și totuși, mai ales cum o decurs totul, cum au fost întrebările, cum a răspuns Dani. Nu că n-a fost sincer, el când e vorba când și în live-uri și așa, deci el când e pus așa într-o anumită situație în care se face agită. Întrebări, se agită, da, și nu se știe exprima. Gen, știu ce zici. El ceea ce vrea să zic că e corect și e ceea ce simte, dar nu se știe exprima. Știi? Aveam și o chestie asta înainte, aveam ideea în cap că trebuia să vorbesc cu și tot. Zic, pai, zic, cu siguranță, era clar, aveam eu presimțirea, zic, pai, ieșim. Și chiar râdeam, eu am râs acum mai mult pentru că noi chiar ziceam, zice, să vezi că noi avem norocul ăla, ca să zic așa, nici nu câștigăm 5 nopți împreună, dar nici nu merem în cursă, că toată lumea uită de noi. Eu nu am uitat aseară, am uitat, dar... uite, în sensul că, știi? Știți ce, dar nu mai pleacă niciun cuplu. Da, nu cred. Nu se retragă. Da, așa zic și eu, odată da. Odată ți-ai scos la votare. Și cred că o să pleci de mai Sabrin. Da, că au și zis că vor să plece. Da, și ea îmi țin așa de bun. A, da, tot ce vreau. Adică și ei... Măi, cert e că oricare ar pleca, se bucură, nu? Adici, Mihai, eu nu-i cred. Vrei să te mint? Nu, se referă la coplurile de live. Păi da, dar ei au zis în live acum, că nu ai zis. Nu, se referă la ce intrați la vot. Dacă ei ies la... pleacă. Dacă ei intră în cursă pentru eliminare și ei votează public și ies în top, nu pleacă, nu? Așa e logic. Așa e logica mea. Nu știu dacă se ține cont de top. Asta e că la chestii... Nu știu. N-ai cum să... Nu e o regulă stabilită. Da, le luăm pe rând pe toate. Deci, doamna Loredana, dar ce s-a întâmplat de a lua pe mine? Erau fericiți că pleacă acasă și... Mm. Și le-a trecut fericirea. Nu, tot fericit sunt. De când a fost ești? Și ziceau cum să-mi trimită poze de acasă, cu pisicile, cu ce am eu pe acolo. Da, nu, stați un pic. Dumneavoastră sunteți, evident, mama lui Dani și a mai cui? A lui Dima. A lui Dima. Bun, să zicem că ar fi plecat Dani, pentru că sunteți mama lui naturală, dacă nu vreți să rămâneți pentru fiul adoptiv, pentru toate mamele. Bune, nu vă ține nimeni cu forța. Nu, facem noi. Nu facem noi de astea, da. N-am știut. Da. De ce erai nemulțumit de cum ai răspuns la întrebări? Da, păi cum a spus Diana, nu prea știu să mă exprim neapă când mă agit și încerc să explic, îmi vin mai multe întrebări, vin mai multe răspunsuri deodată în cap și îmi pleacă... Și la ce crezi tu că ai răspuns greșit? La aia cu Alex? Am răspuns corect, dar m-am făcut înțeles greșit sau așa au vrut să înțeleagă. Mi-a fost egal cumva, dar n-am vrut să se vadă ca și cum ar fi o strategie, mai mult pentru am vrut să se vadă că a fost pentru liniștea mea. Dar acum dacă cine a înțeles că a fost o strategie, la fel de egal. Da. Dar nu m-am exprimat corect, adică am vrut să reiasă doar că a fost pentru liniștea mea și a relației mele. Te-a certat și mama? De pe mine certă mereu. Ce-l certați, doamnă, mereu? Așa simt nevoia câteodată. Care sunt alea două fete pentru care ai intrat în casă? Nu știu, dacă puteți să puneți la început iar video meu de prezentare. Nu pot, nu am filmulețele. Știu că spusesem odată Simona, dar nu mai știu a doua persoană. Dar când a fost vorba de Hatice, a fost plăcerea mamei. Ea a plăcut-o pe Hatice. N-am spus niciodată. Dar mama nu mai recunoaște. Ba da. Recunosc-o mereu. Dar eu n-am spus niciodată că am intrat. Era plăcerea mamei, nu a fiului. Exact, asta am spus la început, da. Dar nu știu, nu mai știu exact. Ba da, o să vă spun eu. Când ne-a contactat de aici să ne
dacă vrem să venim sau nu știu ce. El a spus că își dorește o fată înaltă, nu știu ce, nu știu cum, și ni s-a recomandat... Vă uitați? Andreea. Nu. Așa. Ni s-a recomandat Andreea. A zis, ok, o să o cunosc. Intru da, probabil că se potrivea exact, o fată înaltă. Fizic, înaltă, da. Era cu minte liniștită. Dar Andreea știa de la mine. Dar nu s-a potrivit, nu s-au plăcut, nu dar s-au încercat. N-au avut nicio treabă unul cu altul. Nici măcar maxim bună și la revedere. N-am stat nici la masă. Dar Andreea fusese opțiunea. Eu sincer nu mai amintesc ce am spus la, la video de prezentare. Și cine, insista cu întrebarea cu Hatice? Hatice zicea că care a fost a doua fată. Și insista ca care... să, să spună. De ce, Hatice? Pentru că numele. Eu pur și simplu mi-aduc aminte că odată la Capricii, când nu intrase doamna Loredana, el a dat numele meu. Și atunci am întrebat-o pe doamna Loredana. Doamna Loredana, este puțin ciudat. Dumneavoastră a zis că nu sunteți de acord cu ceea ce voia Dani și Dani dă numele meu și dumneavoastră ce nu vă plăcea din era chestia. Nu înțelegeam. Ai spus? Eu sincer chiar nu mi-amintesc, dar nu pot să combat, chiar nu mi-amintesc nici primele două fete pe care le-am spus. Dar când a fost, s-a și văzut la masă, n-am făcut niciodată nimic. Cine a vrut să stea cu mine de vorba asta și nu m-am făcut un pas către altă fată sau să fac vreun joc sau ceva. Eu, cu cine am vorbit, am stat și nu am dus mai departe. Bine.